Un român a fost rănit în urma atacului terorist de la Stockholm, anunță Ministerul Afacerilor Externe. El este internat într-un spital din capitala Suediei. Un diplomat s-a deplasat la unitatea medicală pentru a-i acorda sprijin. Colega mea, Alina Sorocean, se alătură chiar acum cu toate detaliile. Bun găsit, Alina! Care este starea acestuia? Găsite, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe anunță că femeia care a fost rănită în atentatul de la Stockholm este într-o stare stabilă, se află într-un spital din Stockholm. Se pare că aceasta a fost rănită la picior, ar fi fost chiar operată, însă vestea cea bună este că starea de sănătate s-a îmbunătățit și este, așa cum spuneam, într-o stare stabilă. Vorbim despre o femeie care este rezident în Suedia. Familia nu dorește să se ofere foarte multe informații despre acest caz, însă un diplomat și reprezentanța ai ambasadei României în Suedia s-au deplasat la spital pentru a vedea ce s-a întâmplat și spun că monitorizează permanent acest caz pentru a oferi sprijin. Vă reamintesc că în urma atentatului de ieri de la Stockholm 15 persoane au fost rănite și 4 au decedat.